Salutare, Vlad Header, hashtag instructor, bro, sunt eu. Zilele trecute am avut un seminar pe linia folosirea armamentului cu poliția de frontieră. Și la verificarea armamentului am văzut că unii dintre polițiști ziceau de manșon, apucau manșonul pistolului, din punctul meu de vedere, într-un mod greșit, pentru că acopereau camera cartușului. Apucau manșonul de aici, în genul ăsta și trăgeau. Nu. Modul corect este să apuci manșonul, bine, chiar dacă eu am smită noi să am 9 mm, la Carpați, manșonul prezintă și el striați în partea din spate, expert pentru a-l apuca, da? Aprinderea, a face prinderea și tragerea manșonului nu mai ușoară. Ei bine, de ce se efectuează controlul armamentului? Logic să se asigure conducătorul tragerii sau cel care efectuează controlul că nu există niciun trăgător care să mai aibă muniție netras, muniție rămasă în plus și mai ales în armă. Bun. Ce se întâmplă în realitate dacă acoperi camera cartușului, efectuezi tragerea de manșon? Voi simula cu muniție de manevră. Bun, acum am cartuș pe țeavă. Cum se efectuează controlul armamentului? Scoți întâi încărcătorul, da? Mie mi-a rămas cartușul de la tragere, în loc de 6 cartușe am tras 5, am uitat că mai am 1 și am lăsat cocoșul. Sau, în fine, n-am tras ultimul cartuș. Și am scos încărcătorul, da? Ok, am verificat, încărcătorul meu nu are nimic. Și apuc, fac verificarea armamentului și apuc manșonul de aici și am dat drumul. Eu deja m-a mușcat un pic. Uite ce se întâmplă. Ai un mic incident. Rămâne cartușul blocat aici, da? Gheara extractoare o să o scoată de pe țeavă și va rămâne prins între manșon și țeavă. Chiar dacă ar fi, chiar dacă ăsta ar fi fost un cartuș viu, da? Live ammo, nu ar fi fost nicio problemă. Gheara extractoare m-a salvat dintr-o situație neplăcută, în sensul că mi-a scos cartușul de pe țeavă. De ce s-a blocat? Pentru că am acoperit camera cartușului, da, decupătura asta de pe manșon, am acoperit-o cu degetul mare. În mod normal, dacă prind normal manșonul, dacă prind manșonul din spate și efectuez verificarea armamentului, orice s-a întâmplat. Gheara extractoare mi-a scos cartușul și l-a aruncat din pistol, astfel că arma mea a rămas, este sigură, da? Nu am niciun cartuș pe țeavă, nu există niciun pericol pentru mine sau pentru ceilalți colegi. Așadar, dacă sunteți nu numai polițiști de frontieră, polițiști, jandarmi și efectuați controlul armamentului în același mod, am făcut această mică demonstrație ca să înțelegeți practic ce se poate întâmpla în momentul în care acoperiți camera cartușului cu degetul mare la Carpați, Makarov sau ce alte modele de pistoale mai aveți. Am văzut foarte des priza asta pe manșon în rândul polițiștilor, în rândul fetelor. La fete se explică de ce, nu au suficientă forță în brațe și trebuie să prindă, simt nevoia să prindă manșonul aproape cu toată palma, să tragă de el. Fetelor, vă asigur că dacă prindeți manșonul, îl apucați din spate de striații, este mult mai ușor să tragi de el, da? Chiar dacă aparent te gândești, bă, ăla folosește doar două degete. A, păi numai că e bărbat. Nu, vă asigur, nu este deloc. Nu, ăsta e principal motiv pentru care noi bărbații putem să tragem cu de manșon unei arme cu două degete. Ne ajută foarte mult striațele de pe manșon în spate. Și Carpaciu am văzut că are toate, înclin să cred că toate pistoletele au aceste striații pe manșon. Drept urmare, în momentul în care apuci de aici, e suficient să strângi undeva cam 50% sau până în 50% din forță și deja forța este suficient de mare pentru a putea trage manșonul în spate, pentru a învinge forța elastică a arcului recuperator. Vlad Header am fost eu, hashtag instructor pro, vă mulțumesc foarte mult pentru atenție și pe viitor mi-ar plăcea să văd cât mai mulți polițiști, cât mai mulți lucrători mei AI efectuând controlul armamentului într-un mod corect. Pentru data viitoare, tema pentru acasă, dacă aveți arme personale, nu strică să vă antrenați cu ele la rece și dacă vreți și voi să faceți muniție de antrenament, de manevră, luați din poligon, puteți să recuperați tuburile, mergeți la un poligon privat, nu e musai de la muncă,
recuperați tuburile, le scoateți capsele de inițiere și dacă reușiți să găsiți câteva proiectile, eu le-am făcut pe astea, am îndesat în tub un pic de material, vată, hârtie igienică, hârtie, orice vreți voi, nu contează, după care am îndesat, am băgat glonțul. Motivul pentru care am introdus în tub, am umplut tubul cu materie, este ca să nu mi se ducă glonțul în jos, pentru că el nu stă fix aici. La un moment dat, ca urmare a introducerii în camera cartușului de nenumărate ori, riscați să pierdeți, să intre aici și nu prea o să mai puteți scoate. Și vă puteți juca cu ele acasă la rece, dacă aveți armă personală sau dacă folosiți armamentul de la serviciu, puteți să-l folosiți să vă jucați în ghilimele cu el, să vă antrenați mai degrabă spus, la rece și în condiții de siguranță. Dar, până atunci, nu rămâne decât să decideți dacă vreți să faceți chestia asta sau nu și nu uitați. Ori de câte ori mânuiți armamentul, fie că e personal, fie că este cel de la serviciu, scoatem încărcătorul și verificăm țeava. Am îndepărtat, dacă am făcut chestiile astea două, am îndepărtat orice urmă de pericol. Din momentul ăla, pistolul nu devine decât un ciocan pentru nuci, un ciocan pentru cuie, oricum, un obiect mort. Nu va mai putea fi folosit, dacă sunt respectate aceste două condiții cumulative, nu va mai putea fi folosit pe post de armă. Salut!